Bun găsit, prieteni! Nu știu dacă mâncați paste des, dar dacă o faceți, nu aruncați apa în care au fiert acestea, pentru că este foarte sănătoasă, foarte utilă pentru plante. Dacă aveți plante în ghiveci sau nu numai, chiar și în curte, nu aruncați apa de la paste după ce le-ați fiert la chiuvetă, ci puneți-o la rădăcina plantelor, sigur o lăsați să se răcească și apoi o puneți, pentru că este bogată în zinc, în calciu și potasiu și o mulțime de nutrienți de care plantele au nevoie. Cei care au publicat acest studiu au luat în seamă mai multe tipuri de plante care au manifestat tot felul de probleme pe parcurs care s-au rezolvat după ce le-a fost administrat acest tratament. Practic, frunzele au devenit mai luxuriante, mai frumoase, mai sănătoase, mai mari, un aspect mai plăcut pe de o parte, pe de altă parte și ciupercile din sol, pentru că au făcut, vorbim despre specialiști care au făcut în urma acestui studiu, au luat și probe de sol pe care le-au cercetat la microscop și au descoperit că ciupercile sănătoase, cele care ajută la realizarea compoziției sănătoase a pământului din ghivecele plantelor, aceste ciuperci se dezvoltă mult mai bine și mult mai rapid, în așa fel încât plantele sunt din ce în ce mai sănătoase. Una peste alta, citiți studiul, există și este publicat pe fluxurile de știri și pe net. Plantele sunt mult mai frumoase și mai sănătoase dacă din când în când nu uităm să răcim apa de la paste și apoi să o punem la rădăcina plantelor, sigur, așa cum ne-am obișnuit să le udăm, nu ziua în amiaza mare sub lumina soarelui, ci atunci când este sănătos pentru ele. Ne revedem mâine dimineață, dragi prieteni, numai bine!